Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea care este energia în acest moment ce ne înconjoară. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, lăsați deoparte. Este important să știm că tot ceea ce trăim noi este interconectat și că, într-o oarecare măsură, și noi suntem toți interconectați. Așadar, să vedem ce ne aduce energia pentru această săptămână în curs. Revin cât de curând în această săptămână și cu un clip pentru zodiile voastre. Voi încerca să fac o singură filmare, pentru că am avut niște probleme tehnice și, ca de fiecare dată, Murphy lovește din plin. Dar nu este niciun fel de problemă. Norocul meu este că am minte limpede și că pot reda lumii ceea ce știu în vari forme. Experimentez de ceva vreme, să spunem, un fel de atac energetic care nu are legătură cu o persoană anume. Să spunem că ale mele coduri sunt lucrate, sunt mereu corectate, depun un efort deosebit pentru a face niște asocieri și așa mai departe, și pentru că există un grid planetar sau o plasă planetară, coduri în câmpul de energie vin către mine constant și mă scot din funcțiune. Ba probleme tehnice, ba diverse chestiuni legate de familie care îmi necesită atenția și energia. În tot cazul, pentru voi, stați liniștiți, vor apărea informațiile în timp util, astfel încât să beneficiați din plin de ele. Să vedem astăzi, ca să nu vă las așteptând, lucrez la un clip și voi încerca să scot clipul astfel încât să primiți toți deodată informația, să nu mai așteptați clip după clip. Să vedem cum funcționează. Este o lună, luna februarie, de impact și tocmai de aceea caut să cuprind toate informațiile așa, la un nivel mai înalt, la o frecvență mai înaltă. Să vedem, pentru voi, în această săptămână. Oh, ce interesant! Avem copacul vieții, familia, rădăcina și strămoșii. Este o întrebare foarte bună pe care, uite, că o am pe buze de ceva timp. Cât de departe vă cunoașteți voi strămoșii? Până unde? Străbunica, stră-străbunica, stră-stră-stră-stră moșii mei? Cam cât de departe aveți date despre aceștia? Avem numărul 42, care însumat ne dă 6. 6 este cifra omului și uite, o să fac așa un simbol. Vedeți? Este 0 aici. Dacă țin mâna așa, mai am și 3 de 6 în spate, care înseamnă omul, omul, omul. 6 care este 9, 9 care este 0. Știu, sună complicat, dar nu mă credeți pe mine pe cuvânt, cercetați voi. 6 este armonia, este omul, este carbonul ca element în tabelul elementelor, în tabelul lui Mendeleev. Avem 4, structură, ceva ce vrem să construim, pentru care trebuie să ne ascultăm intuiția și pentru a putea construi ceva, înainte trebuie să dărâmăm ceva. Deci este și o notă de sacrificiu în această construcție. Pentru a ajunge la armonie, undeva ceva trebuie să fie compromis, dar vorbim aici despre vibrație înaltă. Vă dau un exemplu. Ca să construim o casă, trebuie să tăiem lemne, dacă o facem pe structură de lemn. Cam așa. Deci ceva în acest proces trebuie compromis sau trebuie să lăsați ceva de la voi pentru a atinge această stare de armonie interioară și să vă accesați intuiția, cunoașterea interioară, pentru că veți avea soluții. Pentru alții dintre voi, chestiuni legate de familie, aplanare de conflicte pot fi aici în această săptămână sau chestiuni legate de familia voastră care necesită atenția voastră, iată cum este și cazul meu. Avem aici albinele și comunitatea, avem 37, avem curiozitatea care ne duce către o înțelegere deplină și înaltă. Înainte de a face orice în această săptămână, este important să privim la toate datele problemelor sau să luăm așa pe toate părțile tot ceea ce avem de făcut. Curiozitatea
care ne poate aduce în această săptămână informații foarte utile pentru tot ceea ce avem noi de întreprins. Pe de altă parte, aici s-ar putea ca cineva să se intereseze de voi, fie cineva din familia voastră, fie cineva care nu este în familia voastră, ci în familia voastră extinsă. Să aibă o curiozitate în ceea ce vă privește. Vorbim despre comunitate, despre comunitatea din care facem parte, cartier, vecini, familie extinsă, dar poate fi și mediul de la locul de muncă, colegii de serviciu. Și aici avem distracție, flamingo și numărul 2, parteneriate. Este o săptămână în care vă puteți întâlni cu oamenii care vă sunt dragi, este o săptămână în care să știți că vă pot ajunge la ureche informații bune, valoroase pentru tot ceea ce aveți de făcut. Puteți descoperi niște lucruri care vă bucură, puteți primi niște vești care vă bucură în această săptămână. Sau este pur și simplu o săptămână în care voi construiți chestii, în care faceți lucruri, dar care sunt concrete și au un rezultat palpabil. Și aici avem ancora și stabilitatea după ușa roșie, numărul 16. Da, este turnul, poate veni cu surprize, dar este deopotrivă și magicianul din voi care uite că își croiește singur armonia. Stă în puterea voastră în această săptămână să alegeți ceea ce vreți să faceți sau să faceți niște alegeri care, într-o măsură sau alta, vă aduc niște lucruri concrete și echilibrate. Vă aduc stabilitate. Pentru alții dintre voi, niște conflicte anterioare se pot aplana acum. Vă puteți împăca cu cineva care face parte din comunitatea voastră, care poate fi o persoană iubită, pentru că avem și casa a șapte aici în astrologie. Sunt posibile foarte multe dintre aceste lucruri. Și aici avem magnetul, magnetismul. Uite, curiozitatea mea mă duce pe mine către un nivel de înțelegere foarte înalt în această săptămână și știu cum să procedez, știu cum să acționez, ce pași să urmez. Vorbim aici despre cineva care este foarte atras de voi, cineva care este împins de la spate de o curiozitate nebănuită de a ști ce faceți, este o dorință care poate fi compulsivă sau care poate fi pur și simplu normală, să-i spunem, de a descoperi, de a ști detalii din viața voastră. Pot fi și ceva bârfe, pentru că avem aici numărul 5, este o căutare, dar în această săptămână tot ceea ce căutați, găsiți. Vorbim aici despre atracție, despre o săptămână în care pot apărea oameni în viața voastră de care să vă simțiți atrași sau este o săptămână în care să conștientizați voi ce fel de oameni atrageți lângă voi. Vorbim despre seducție și despre oameni influenți. Dacă aveți de făcut ceva în această săptămână, vă puteți axa pe puterea voastră de atracție sau pe intuiția voastră, pentru că vă va ghida magnetic către soluțiile potrivite. Și aici avem un număr 19, să spunem, sau din nou magicianul. Avem călărețul din Lenormand, o călătorie, lucruri care se întâmplă, mesaje pe care le puteți primi. Vorbim despre călătorii pe care le puteți face sau despre lucruri noi pe care le puteți începe, pentru că acțiunea este una sustenabilă, la nivel energetic vorbind, despre vizite pe care le puteți primi, despre vești pe care le puteți primi de la oameni cu care efectiv nu ați mai interacționat de foarte multă vreme. Este o săptămână ușoară să vă atingeți foarte mulți dintre voi țelurile, țeluri care în mod normal ar fi indicat să fie de vibrație înaltă, progres în toate cele și lucruri care se pot întâmpla rapid și care vă pot surprinde chiar și pe voi înșivă. Să vedem la nivel de relații, plan material și emoțional. Ia uite, la nivel emoțional aveți așa o apăsare. Se schimbă și energia, puternic decât a făcut-o deja. Ia să vedem. Uite,
Începuturi, vedeți, în zona de relații. Este o săptămână de conștientizare și în funcție de familiile voastre, dar și în funcție de cadrul pe care l-ați avut voi până acum format pentru cei singuri, să o luați de la început. Să lăsați efectiv în urmă problemele voastre de până acum. Durerile sufletești, frica, abandonul, respingerea, sunt toate răni ale sufletului nostru, sunt toate răni pe care le purtăm în subconștient și o putem lua de la început. Și v-am arătat ce înseamnă zero. Voi înșivă, prin voi înșivă, puteți atinge în această săptămână armonia. De ce? Pentru că fiecare zi este lăsată ca noi să producem acea schimbare de care avem nevoie pentru a înlătura suferința din viața noastră. Evident, dacă dorim și dacă conștientizăm aceste lucruri. Cunoașterea este putere. Este o săptămână în care, uite, cei singuri puteți lăsa în spate o apăsare sufletească și puteți cunoaște pe cineva alături de care să înțelegeți ce este stabilitatea, să fiți în armonie, să fie o relație ușoară, să faceți parte dintr-o familie, cineva cu care ați mai avut vieți anterioare, un suflet din familia voastră de suflete. Pentru cei care sunteți în relații deja, nu este o săptămână pentru a sta în cumpănă, pentru a sta în durere, ci din contră, este o săptămână în care toate aceste lucruri se dau la spate, este indicat să le lăsați la spate. Orice provocare ați avea voi în familiile voastre, în relațiile voastre de cuplu, în această săptămână, indicat este să le lăsați deoparte, să nu vă concentrați pe ceea ce nu merge, ci mai degrabă pe ceea ce merge, pentru că este ca un fel de reluare, de resetare, de regenerare, mai corect spus, da? De regenerare și o luăm de la început. Fie că sunt probleme la nivel financiar, fie că există o dilemă, fie că există provocări în comunicare, această săptămână este despre armonie și despre cum o putem atinge. Partenerii voștri, vedeți, vor fi atrași de aura voastră, de modalitatea în care voi gândiți și practic voi veți da tonul. Voi veți fi liderul energetic al acestei săptămâni prin care puteți contura, prin care puteți trasa direcția din al vostru cuplu sau din a voastră familie, prin puterea exemplului. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, aceste cărți grăiesc clar și respicat că este momentul să mergi către o nouă lume, către o nouă relație, către o nouă viață. Pentru că uitându-te înapoi, nu faci decât să apeși pe aceeași rană existentă care nu se vindecă, care poate se cicatrizează, dar în esență doare la fel de tare, că lucrurile nu par să se schimbe, cel puțin pentru un moment, mai ales cu Pluto acolo în vărsător, care spune este timpul să-ți dai jos vălul de pe ochi și să devii realist pe deplin pentru a putea avea parte de o viață bună așa cum ți-o dorești tu. Aici nu prea este rost de împăcare, ci mai degrabă de evoluție. Nu înseamnă că nu vă puteți împăca cu cineva, dar înseamnă că toate aceste stadii din relația voastră trebuie să fie conștientizate, alchimizate, înțelese și vindecate. Dacă puteți face aceste lucruri, atunci da, succesul poate apărea. Să vedem ce aduce nebunul pentru această săptămână. Este o săptămână plină de oportunități în zona relațiilor. Oportunități de vindecare, oportunități de înțelegere, oportunități de armonie, de atingerea acesteia. 10 de cupe. Nebunul aduce armonie pentru toată lumea, aduce potențial să atragem în viața noastră pe cineva nou, dacă suntem singuri, aduce potențial de atragere a armoniei în familie, în cuplu, au existat provocări anterioare și aduce potențialul de viață după despărțire, dacă vă regăsiți în această postură. O viață nouă, pot atinge și eu desăvârșirea, pot fi fericit în această viață, uite, stabilitate. Ceva ce înainte a fost zguduit, a fost pentru că fundația s-a dărâmat, se dizolvă, se diluează, nu se mai poate construi acolo pentru că pică. Ce indicii mai putem avea aici pentru această săptămână? Asul de cupe, vindecare și iubire nouă, înțelegere în familie, armonie în familie, 11 este alegerea noastră, 10 plus 1 egal 11, aduc lumină, eu, prin spiritul meu înalt,
La nivel de suflet, ancorez lumina în viața mea, magnetic, o atrag, mă aliniez la lucrurile bune, la vibrația înaltă și așa ating starea de abundență. Pot cunoaște pe cineva nou, complet, care să fie exact așa cum eu îmi doresc și pot cunoaște pe altcineva în cazul în care m-am despărțit, pentru că acolo ușa este închisă. După ușa roșie este Marte, ceartă, agresivitate, supraviețuire. Da, mai pot supraviețui, mai pot încerca o dată, dar cumva sfârșesc la fel. Și asul de spade, o nouă comunicare, noi discuții care vindecă, noi discuții care construiesc în relații, noi discuții care se pun în practică, planuri concrete care încep acum și care dau roade, uite, soarele, ce încep acum atinge un apogeu. Sunt în plină schimbare, dar ține doar de mine. Eu dau tonul în parteneriatele mele. Cunosc pe cineva nou. Pot relua conexiunea cu cineva la nivel de comunicare? Da. Dar este pentru închidere, este pentru sufletul meu care vrea să se vindece. Nu garantează energia acestei săptămâni și nici cărțile că vă puteți împăca cu cineva, ci mai degrabă că vă puteți recăpăta liniștea, că puteți vindeca rana. Vindecare a rănilor, îmbunătățirea în relație, progres, toate drumurile duc către armonie în această săptămână și vă urez tuturor să aveți capacitatea să vă uitați la aceste lucruri prin această perspectivă, pentru că este vital pentru vremurile în care trăim. Ne vindecăm, dar să știți că fereastra aceasta de vindecare este deschisă de aici până aici și nu va fi în permanență. Apoi va cam trebui să trăim cu ceea ce noi înșine am creat pentru noi înșine. Este o săptămână foarte bună de regenerare, este o săptămână foarte bună unde să-mi las loc de bună ziua, să fac pace cu cine am de făcut, să mă împac cu familia mea, să poate fi aici un copil cu care mă împac sau un copil care se liniștește în viața sa, da? Dacă sunteți părinți, este o săptămână bună, extrem de bună. La nivel de plan material, avem eremitul, 3 de băte și pajul de băte. Este o forță în voi care vrea să înceapă ceva și este un lucru bine făcut, în sensul că orice ați începe voi aici, vedeți, eremitul caută lumina și este o lumină electrică, da? Și avem electric și magnetic. Este o săptămână a echilibrului și la nivel financiar și Saturn acolo în pești încearcă să gestioneze, să știți, cât de mult cheltuim, cum gestionăm viața la nivel de supraviețuire, de trai. Este o săptămână prin care voi să aveți acces la această informație și să încercați să punctați foarte clar acolo unde există o lipsă, de ce este o lipsă și cum puteți să o acoperiți. Eremitul vine cu o inițiativă care este pe punctul de a începe și care va da roade, este un început, este o călătorie, este o tranzacție, dar care este important să fie studiată, citită de foarte multe ori înainte pentru a vă asigura că nu vă scapă din vedere niciun fel de detaliu. Eremitul este cartea lui Mercur. Poate vorbi despre arhetipul gemeni, dar și despre fecioară. În consecință, când eu trag linie în această săptămână, voi fi mulțumit sau cel puțin voi ști ce să fac. Sunt niște planuri, sunt niște discuții cu familia voastră extinsă, la nivel de comunitate, sunt niște acțiuni în care vă puteți implica la locul de muncă, sunt niște idei care vă vin și care sunt bune. Uite comunitatea mea ce face. Un vecin răzvrătit. Rugăm frumos să ne lăsați să continuăm. Mulțumim. Pajul de băte din nou. Aceste acțiuni sunt bune, aceste planuri ale voastre sunt bune. Este foarte important să aveți un backup. Îl suportăm pe vecinul, pentru că așa mi s-a întâmplat și la clipurile anterioare. Asta este.
Și avem și pajul de cupe. Este indicat în această săptămână să nu vă lăsați purtați de emoții și să nu faceți cheltuieli inutile. Este foarte important în această săptămână să vă gândiți și la lucrurile care vă plac vouă în această zonă, la ce v-ar plăcea să faceți, pentru că puteți atrage oportunități noi care să vă încânte atât la nivel personal cât și financiar. Uite, și avem alt paj, pajul de monede. Este o săptămână pentru planuri și vedeți cum am spus, trebuie să luăm în calcul, pentru că eremitul deja este energie de aer, a gândului, a intelectului, a opiniei, dar trebuie să fie o opinie concretă, să-mi facă plăcere și să pot duce la capăt ceea ce îmi doresc, să fie ceva concret. Este aici triada gând, minte, suflet, da, este aici triada intenție, gând, acțiune, da. Ce gândiți voi acolo în această săptămână poate fi realizabil, bineînțeles, o oportunitate nouă care se naște, pe care o atrag, pot atrage bani mai mulți pentru că se deschide, da, o cale pentru mine să fiu stabil prin parteneriate, cumva oportunitate venită prin viu grai de la cineva sau pot participa la un interviu sau poate are legătură cu ceva care este mai antic, structură mai veche. Toate aceste lucruri pot fi luate în calcul aici. Negociem. Sigur că putem să negociem, pentru că Mercur este și negustorul, cel care negociază și ne-a apărut eremitul. Să negociez, dar dintr-o perspectivă foarte amplă, foarte bine gândită. Este o săptămână pentru a negocia mai mulți bani, este o săptămână unde, dacă doresc să achiziționez ceva, să urmăresc o promoție, este o săptămână foarte benefică la nivel financiar, să încep ceva sau să semnez un contract, dar atenție la clauze. La nivel emoțional avem 8 de monede, înalta preoteasă, 9 de cupe și 7 de monede. Practic aici cărțile ne spun următorul lucru. Ce faci cu mâna ta din subconștient, opiniile pe care le ai, uite că devin realitate, dar ulterior trăiești cu deciziile tale. La nivel emoțional, vorbim despre opinii pe care tu le ai, dar care sunt venite din educația ta, din mediul tău, de la formatorii tăi și este o săptămână foarte bună să-ți dai seama dacă lucrurile pe care ți le dorești tu cu adevărat sunt venite de la tine, din sufletul tău, de la eul tău supraconștient sau sunt preluate. Pentru că poți investi în anumite lucruri, pentru că poți descoperi niște informații concrete despre cum să scapi dintr-o situație, despre cum să evoluezi, despre cum să ai acces la bani sau despre cum să progresezi de aici înainte către lucrurile pe care ți le dorești. În alta preoteasă aduce o conștientizare, aduce o ocazie, aduce ceva neașteptat care poate ține de serviciul tău, care poate ține de resursele tale financiare și despre ieșirea dintr-un blocaj și toate acestea vin cu o gură de aer proaspăt, ca o gură de aer proaspăt. Ceva vi se îndeplinește aici. Însă este important să vă dați seama voi cu exactitate ce vă doriți, să fiți conștienți de aceste lucruri pentru a nu pica în capcana propriei voastre dorințe. Pe de altă parte, aici pare că cineva este foarte interesat, da, de voi în această săptămână și poate fi legat de comunitatea voastră, poate fi legat de colegii voștri de muncă, poate fi cineva printre vecinii voștri, în tot cazul este posibilă o reconectare, o conectare cu cineva care se aseamănă foarte mult cu voi, așa ca stil de viață sau vibrațional. Și aici avem asul de spade. Mi-au și cărțile întoarse pentru că am făcut ordine pe aici și le-am așezat repede. Asul de spade, comunicăm. Clar, sau în sfârșit îmi vine acea idee fenomenală despre cum să am parte de progres, cum să investesc niște bani, cum să fac să găsesc un nou loc de muncă, cum să fac să ajung la lucrurile pe care mi le doresc. Este această cale a vărsătorului care ne ajută să avem sclipirea de moment pentru a găsi soluțiile potrivite. Altfel. Și aici avem nebunul. Este o săptămână a începuturilor pentru
Noi toți. Este o săptămână de foarte bun augur în care să pun cărămidă peste cărămidă, pe o structură nouă, într-o formă nouă, pentru a obține ceea ce îmi doresc, pentru că modalitatea anterioară s-a învechit, nu mai funcționează. Am parte acum de un nou început. Talismanele. La nivel de sănătate aici, s-ar putea să fie stări de amețeală, să fie confuzie, ceață mentală, să uit lucruri. Puteți să vă ancorați voi singuri, da? Prin a vă conecta cu natura, cu casa voastră, cu a face curățenie, cu a face lucruri concrete. Avem aici, ai răbdare cu mine, am doar 9 ani. Se închide un ciclu de 9 ani pentru unii dintre voi? Sau vorbim aici despre, vă vin idei sau creșteți voi și la nivel financiar și în relațiile voastre de iubire? Și oamenii cu care interacționați voi vor fi mai maturi. Aici avem o intervenție la nivel de stomatologie sau ceva la nivel de structură care se poate schimba acum. Un canal, găsesc cauza, găsesc sursa provocărilor mele sau modalitatea prin care acum pot excela. Bună sunt provocarea ta. Uite, dacă până acum ați făcut singuri ceva, este o săptămână prin care să primiți ajutor în ceea ce aveți voi de făcut, în lucrurile complicate cu care poate vă confruntați, pentru a le putea depăși. Primiți ajutor pentru a atinge această stare de stabilitate. Cunoașteți oameni noi, se întâmplă lucruri bune pentru voi, care vă duc vouă conștientizare și liniște în suflet. Aici văd în amănunt, am învățat acum să mă uit la detaliile din viața mea și să trag concluziile sănătoase. Aici mai pot fi și niște mici detalii care trebuie aduse, mici clauze în contract, noi probe, lucruri în plus care trebuie făcute, care poate anterior mi-au scăpat din vedere, dar care acum îmi aduc succes. Este Venus care spune că atrag magnetic lucruri în viața mea. Că pot semna contracte, pot semna un nou contract de muncă. Aici vorbim despre roata destinului și despre credința voastră. Se schimbă ceva la nivel de credință sau interacționez cu alte culturi, mă extind, uite, înțeleg niște principii de viață mai complexe care mă ajută să am parte de acest as de monede, să am parte de un început, să semnez un contract inclusiv pentru campare, pentru casă. O direcție nouă mi se arată. Efectiv, îmi vine o idee sau primesc niște informații, cineva mă ajută, mă sfătuiește despre cum să fac lucrurile într-o formă unică, într-o formă altfel decât m-aș fi gândit eu, pentru a avea parte de o reușită. Aici cineva poate recunoaște ceva, fie că v-a împiedicat să vă dezvoltați, fie că a avut o vină, cineva caută să se schimbe relația cu voi, veți simți lucrurile că se îmbunătățesc cumva pentru voi, că uite, aveți puterea să manifestați, chiar dacă până acum lucrurile s-au desfășurat încet și nu vi s-a părut vouă că ar avansa. În această săptămână se taie răul de la rădăcină. Poate niște lucrări în casă, că tot l-am pe vecinul agitat. O situație care se transformă radical și va aduce bucurie. Vedeți? Bucurie, bucurie. Aici avem, pentru că sunteți voi aliniați la această vibrație a iubirii. Vorbim despre o situație care se înfrumusețează, despre o vacanță, despre o călătorie. Vorbim despre o vizită pe care o puteți face, despre o vizită pe care o puteți primi sau despre o vacanță, despre un drum care are o reușită, un succes. Și aici vorbim despre mine, este vorba despre voi în această săptămână, despre bucurie, despre zâmbete, despre vești bune, despre întâlniri cu oameni cu care vă face plăcere să petreceți timpul, dar și despre cineva care spune eu. Eu în acest moment îmi cer scuze, eu în acest moment conștientizez ce am făcut, eu în acest moment mă dau la o parte, eu în acest moment îmi dau seama de anumite lucruri. Iar pentru alții dintre voi este o eliberare, o eliberare.
o povară, o lăsați în spate, vă detașați de niște lucruri care vă împovărau și vă apăsau sufletește. Evident, toate acestea sunt potențialuri la care voi vă puteți alinia în funcție de viețile voastre. Eu vă urez tuturor să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Lucrez în culise la zodii, lucrez în culise la informații care sper să vă ajute pe voi la tot ce aveți nevoie în această viață, în această perioadă. Să fiți bine, să ne reauzim cu bine data viitoare, pa, pa!